Salutare! 95% din ceea ce suntem până la vârsta de 35 de ani este un set memorat de comportamente, reacții emoționale, obiceiuri inconștiente, atitudini implementate, credințe și percepții care funcționează ca un program de calculator. Este științific dovedit că majoritatea oamenilor petrec 70% din viață în modul supraviețuire și stres. Întotdeauna se anticipează cel mai rău sau prost scenariu, bazat pe trăiri din trecut. A se vedea aici povestea populară a drumului de sare. În acest mod, organismul este condiționat să trăiască într-un stadiu de frică și în timp apar inevitabil atacurile de panică. Corpul ăsta fizic nu face diferența dintre emoția creată de o experiență trăită real și emoția creată de gând. Creierul monitorizează starea chimică a corpului, iar în momentul în care te simți într-un anume fel, mintea va genera și mai multe gânduri în concordanță cu ceea ce simți. În consecință, majoritatea oamenilor își reafirmă constant stările emoționale, fiind îngrădiți din punct de vedere chimic între zidurile acelei emoții. Pentru că în stadiul de frică, indiferent că este frică generată de un eveniment real sau de gânduri, corpul este inundat de o secreție masivă a hormonilor stresului, adrenalina și cortizolul, care în timp dau dependență. Însă, de fapt, rădăcina acestei dependențe este în minte, o dependență de trecut și de viitor, o dependență de gânduri, gânduri despre trecut și despre viitor. Atenție! Gânduri care de cele mai multe ori sunt negative. Așadar, când oamenii au o reacție emoțională față de ceva sau cineva, majoritatea consideră că nu pot controla aceste reacții emoționale. Eu sunt aici să-ți confirm din experiența proprie că se poate. Primul pas către deprogramarea minții analitice și a corpului îl reprezintă respirația. Abordarea tehnicilor de respirație conștientă înaintea meditației și înaintea practicilor de lucru cu atenția este esențial, mai ales că anumite tehnici de respirație au un impact major la nivel biochimic asupra întregii funcționări a organismului uman. Aceste tehnici de respirație conduc către ample procese de vindecare, accesând direct și stimulând sistemul nervos central, sistemul imunitar, sistemul endocrin, limfatic, respirator, circulator și digestiv. Despre respirație am tot vorbit. Pardon. Cei care doresc să afle mai multe, le recomand, sau celor care doresc să afle mai multe, vă recomand să vedeți videoclipul de săptămâna trecută. Apropo de săptămâna trecută, o domniță terapeut. Spun domniță terapeut pentru că nu e nici doamnă și nici domnișoară și pentru că vreau să fiu băiat drăguț la început de an. Încercând să-și autovalideze prizonieratul în capcana minții, susținând aberații de gen gândurile sunt bune, că nu se opresc niciodată, afirmând că și eu am gânduri, că și eu sunt tot om ca și ea. Da, vorbea despre mine. Îmi spunea ea că eu n-am cum să n-am dorințe și cum să
n-am gândul și că... Deci vă dați seama, femeia asta îmi spunea pe MS sau pe mesaje că simt, ce știe ea, ce simt eu interior și ce gândesc eu. Și mai spunea despre un tip celebru, nu mai știu, de mai demult, a atins iluminarea și că stătea la pat, numai în pat, și nu mergea la sală și nu scria pe Facebook ca mine. Deci, estimabila domniță terapeut, repet, terapeut, atenție, foarte simpatică de astfel, fiind total identificată cu mintea, deja îmi spunea că nu sunt iluminat. Eu nu am afirmat niciodată așa ceva. În primul rând, nu există iluminare, pentru că nu are cine să fie iluminat. Eu am spus tuturor, nu mă luați în seamă, nu rețineți rahaturile pe care le spun de nebun aici. Nu rămâneți blocați la nivelul cuvintelor, nu. Ele sunt abstracte, ca și gândurile. Mintea mea tace pentru că depun un efort permanent și susținut de a sta total în prezent. Nu m-am declarat a fi maestru, terapeut, iluminat sau mai știu ce rahaturi mentale vă debitează vouă mintea. Repet, cuvintele, măretele cuvinte ale părintelui Cleopa. Nimica sunt, nimica fac, nimica pot. Totul este Dumnezeu. Mă regăsesc total în aceste cuvinte. A, și mai spunea distinsa domniță terapeut că mintea e bună, că nu am putea crea fără. Băi, sunteți nebuni? Mintea stochează lucruri care deja s-au întâmplat. Tot ce știți voi este cel puțin la mâna a doua. Cum rahat să creezi cu mintea? Creația pură vine din curgere divină, din conștiință, dincolo de minte. De-aia toți mari compozitori, artiști, pictori, poeți au fost cunoscuți ca fiind cel puțin bețivi notorii. Nu mai vorbim de alte substanțe. Ei căutau mereu accesarea stărilor alterate de conștiință și transcenderea minții, tăcerea minții de care eu vă tot vorbesc. Și mă mai învăța ea cum să fac și cum să mă exprim pentru a ajunge mai aproape de sufletul meu sau în sufletul meu. Oh my fucking God! Eu nu am zis niciodată că vreau să mă apropii de sufletul nimănui. Observați, vă rog, aberația minții ăsteia. Eu nu vreau nimic. Sunt total complet, mă simt extraordinar aici unde sunt. Întreg și suficient. Nu caut absolut nimic. Totul este perfect. Aici, acum, așa cum este. Dar mintea asta nebună nu poate concepe așa ceva. Iar asta creează frustrare și tensiune interioară. Tot ceea ce pare că fac eu, de fapt, se face prin mine. Este curgere, este flow divin. Iar dacă cineva simte să intre în contact cu această manifestare care are loc, repet, prin mine, mă contactează și aia vedem ce iese. Așa și cu rezolvarea anxietății și a depresiei catalogate, aparent a fi probleme psihice. Psihologia liniară nu mai are aplicabilitate, nu mai funcționează de foarte multă vreme, deoarece tratează o problemă iluzorie, ireală, inexistentă. Cum să mă mai exprim să înțelegeți odată? Băi, oameni buni, nici în momentul de față mintea nu a fost dovedită științific. A avea palpabilitate sau fundament real, ea nu există. Mintea este un cumul de gânduri, iar anxietatea și depresia sunt gânduri despre viitor și gânduri despre trecut. Totul se poate rezolva foarte simplu prin terapia prezentului, prin conștientizarea clipei de acum.
fiind total prezenți aici și acum, ancorați 100% în acest moment, realizăm că trecutul și viitorul nu există. Deci fundația depresiei și a anxietății e o iluzie. Simptomele însă, da, sunt reale, la nivel de corp. Însă cauza acestora e la nivel abstract, în nimic real. Este în minte. Când mintea tace total, totul dispare. Eu vă spuneam că mintea mea tace în urma efortului meu susținut de a ține această nebunatică minte tăcută. Iar acest efort este permanent. Eu muncesc în continuu pentru această liniște a minții. Vă pot da și un exemplu. Privesc foarte larg, panoramic, total, da? Și în același timp sunt 100% conștient aici și acum. Îmi simt corpul, îmi simt picioarele, îmi simt fesele cum ating suprafața canapelei, îmi simt spatele pe spătarul canapelei. Da? Îmi simt inelele la mână. Iată la câte lucruri trebuie să fiu atent. Cum rahat să mai plece atenția în gânduri? Mintea tace total. Tot ceea ce veți realiza în urma ședinței la psiholog este o stare temporară de bine, ca rezultat al discuțiilor despre frământările voastre sau frământările minții voastre, dacă vreți. Și veți dezvolta o nouă dependență. Dependența de psiholog. Tot în discuția avută cu carismatica domniță terapeut sau comentându-mi la o postare publică de pe grupul nostru de vindecare activă, nu mai țin minte exact, spunea și vorbea sus și tare despre iertare. Fraților, ăștia habar n-au ce este iertare. Vă duc în trecut, care nu mai există, în ceva ireal, în abstract, debusolându-vă total. Rețineți, iertarea este recunoașterea lipsei de realitate a trecutului și acceptarea momentului prezent, așa cum apare el. Aspectul esențial al iertării este atitudinea de a permite lucrurilor să fie așa cum sunt. În acest fel, depășiți mintea cu tiparele ei de rezistență, tipare care creează polarități pozitiv-negativ. Nu poți ierta cu adevărat dacă sentimentul tău de identitate derivă din trecut. N-ai cum. Prezența este cheia. Clipa de acum este totul. Prin iertare, miracolul transformării se produce nu numai în interiorul tău, ci și în afară. O stare de liniște intensă și pătrunzătoare apare atât în noi, cât și în jurul nostru. Singura putere care există este susținută în momentul prezent și este puterea prezenței noastre. Chiar și mult comentata Bibliei, Iisus spune: Eu sunt calea, adevărul și viața, începutul și sfârșitul. Atenție! Eu sunt și începutul și sfârșitul. Deci, și trecutul și viitorul. Aici și acum. Atenție mărită! Sunt oameni care fac rugăciuni peste rugăciuni. Citesc mii de texte de sute de ori. Mă refer la textele sfinte din Biblie, din eu mai știu ce, cărți, psalmi, dar le scapă trăirea, le scapă simțirea și le scapă esența învățăturii creștine, care este: facă-se voia ta. Abba.
abatonul ăsta divin de care vorbesc toate religiile și care este menționat în toate practicile spirituale. Dacă ar fi să le dau o temă habornicilor ăstora, care tot fac rugăciuni și online și peste tot, i-aș pune să studieze manifestarea în plan terestru a lui Iisus Hristos. Hristos ca om, pentru că Hristos ca Dumnezeu nu are aplicabilitate pentru omul de toate zilele, ci Iisus ca om. Repet. Studiați, vă rog, pe lângă ce am spus mai devreme și demnitatea cristică. S-a umplut lumea asta, mai ales online, de fleșcăială spirituală, de flower power, de ăștia care se mușcă în fața camerei, abia vorbesc, abia clipesc, zen, semi-adormiți și mai știu eu ce, hello, treziți-vă. Dragii mei, viața este despre energie, este despre trăire, simțire, despre experiență directă, despre spontaneitate, despre vitalitate și abundență, despre bucuria fără de obiect. Vedeți voi schimbarea, trezire sau sfârșitul lumii? Sunt termeni foarte vehiculați în ultima perioadă, însă foarte puțin înțeleg că este vorba despre ruperea unor lanțuri de experiență repetitivă la nivel transgenerațional. Este despre trezirea conștiinței din visul materiei, al formelor și al separării. Gândirea noastră sau voastră și despre tot ceea ce credeți că știți este cea care creează ruptura și separarea față de existență. Soluția este prezentul. Mai precis, practica prezenței. Atributele principale ale prezentului sunt respirația și corpul. Respirația se întâmplă doar acum. Și aici, corpul trăiește doar aici și acum. Nu ieri, nu mâine, nu trecut și nu viitor. Pardon. Spunând un adânc da momentului prezent, invităm, practic, grația divină în noi și doar așa ne vindecăm, ne eliberăm și ne mântuim. Doar aici și acum. Lăsați vorbăra aia, lăsați gândurile, că ați tot trâncănit până acum și ați tot despicat firul patru o viață întreagă. Cuvintele sunt ceva abstract, sunt doar un indicator. A rămâne blocat la nivelul cuvintelor e ca și cum ai parca fix lângă indicatorul care îți spune că mai ai 200 de metri până la parcare. Până data viitoare, stai fără gânduri.